Schimbări radicale pe piața jocurilor de noroc. Premierul Marcel Ciolacu vrea ca nicio companie să nu mai poată activa în domeniul jocurilor de noroc dacă nu are sediul fiscal în România. Prim-ministrul a precizat că un proiect în acest sens va intra în ședința de guvern care va avea loc joi. Marcel Ciolacu a acuzat că în timpul pandemiei mafia jocurilor de noroc a stat la masa guvernului și că în timp ce oamenii nu aveau acces la spitale și biserici, au putut totuși să se folosească nestingheriți de sările cu jocuri de noroc. Voi merge înainte și în privința reglementărilor jocurilor de noroc. Nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelilor și joi vom da ordonanța de urgență prin care toți operatorii să fie obligați să aibă sediu fiscal în România. Iar legea aflată în Parlament, prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților, va intra într-un regim de adoptare rapidă. Sunt convins că autoritățile statului vor face lumină cu privire la modul în care acești intermediari vor să prezențe politicieni pentru a lua decizii în favoarea acestei industrii, cum s-a întâmplat în trecut, regăsindu-se câteodată chiar consilieri ai primului ministru. Așa cum au făcut și în pandemie, atunci când mafia jocurilor de noroc a fost la masa guvernului, păcănelele erau deschise pe tot teritoriul României, în timp ce bisericile și spitalele erau închise. Așadar, vedem, premierul Marcel Ciolacu a pornit o luptă aprigă împotriva jocurilor de noroc și acesta a spus ceva mai devreme, citez, nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelelor, iar această lege, acest act normativ care va fi adoptat în ședința de guvern de joi, va merge pe repede înainte în regim de urgență, tocmai pentru că vrea premierul României, Marcel Ciolacu, să mute toate jocurile, toate sările de jocuri de noroc în afara localităților. Dezbatem în continuare această propunere cu domnul Sorin Constantinescu, consultant în jocuri de noroc, aflat în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Constantinescu! Să rămână! Aș porni de la această declarație a premierului Marcel Ciolacu. Nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelelor. Ne reamintim săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu spunea că sunt anumite presiuni din partea unui anumit Sorin. Vă rog să dezvoltăm puțin, în primul rând, despre ce amenințări ar putea fi vorba și cine ar putea fi acel Sorin, coincidență sau nu, sunteți Sorin Constantinescu. Domnul Ciolacu are școala domnului Liviu Dragnea sau au același consilier? Pentru că dacă vă ați aminte și Liviu Dragnea, înainte de a-i fugi pământul de sub picioare, spunea că sunt patru indivizi care făceau așa semne și nu știu ce. Politicienii, când le fuge pământul de sub picioare, se victimizează și inventează dușmani imaginari. Este foarte, foarte grav ce a făcut domnul Ciolacu, afirmând că a fost șantajat sau că cineva a vrut să intre prin interpuși, pentru că asta trebuie să dovedească. Dacă ar fi fost așa, deja probabil eram acum la parchet, nu era la noastră la televizor. Nu am șantajat, nu am încercat să intru pe interpuși, n-am încercat să iau legătura. În plus de asta, eu nu mai reprezint jocurile de noroc de aproape 10 ani. Din contră, eu merg prin școli, pe banii mei și pe timpul meu și prin facultăți, să explic copiilor pericolul jocurilor de noroc. Sunt o grămadă de filmulețe la mine pe canalul de YouTube sau pe TikTok, unde spun că jocurile de noroc sunt nocive, că provoacă dependență. Deci e exact invers decât spune domnul Ciolacu. Probabil că dânsul face presiune asupra industriei de jocuri de noroc, probabil că vine campanie electorală și sunt bani puțin sau eu știu, dar nu înțeleg de ce afirmații astea mincinoase, care se pot dovedi foarte, foarte ușor că au fost mincinoase. Este posibil, domnule Constantinescu, ca într-un fel sau altul să fi luat legătura cu premierul Marcel Ciolacu, nu neapărat personal, ci prin nici prin interpuși, nici nu i-am transmis vreun mesaj. V-am explicat, eu nu mai reprezint industria jocurilor de noroc. Fac mai mult consultanță pentru firme străine, pentru loteria din Republica Moldova, am făcut consultanță pentru loteria din Serbia, am făcut consultanță pentru loteria din Ungaria. Pe domnul Ciolacu l-a deranjat foarte mult afirmația mea că loteria română este pe butuci, pentru că sunt o grămadă de surori și amante și alte rude puse în consiliul administrativ și au adus loteria română cu un picior în groapă. Și din cauza asta a fost așa de...
supărat pe mine, să zic așa. Dar, dar nu, de unde știți acest lucru? Ați vorbit cu domnia sa? V-a comunicat? Nu, am spus public. Eu sunt foarte viral pe rețele de socializare, am peste 1 milion de oameni care mă urmăresc și eu fac tot felul de live-uri de acasă unde discut cu oameni de diferite subiecte, printre care a fost și subiectul Loteriei Naționale. M-a întrebat ceva, cineva ce se întâmplă cu Loteria Națională și a spus că este căpușată politica și taromul și alte instituții de stat, pentru că acolo nu au loc oameni competenți, oameni care se pricep la activitatea respectivă, din cauza politicienilor care își pun surorile amantelor sau amantele sau nevestele sau și așa mai departe. Domnule Constantinescu, cum vedeți această propunere care se pare că va trece în regim de urgență de a muta toate sălile de jocuri de noroc în afara localităților? Păi, acum a ieșit domnul Ciolacu cu o declarație și a spus că aia cu mutatul sălilor în afara localităților va fi prin Parlament, nu va fi în ordonanța asta de urgență. E o mare prostie și nu se poate aplica fizic, nu se poate așa ceva. Nu există niciun stat european unde jocurile sunt pe centură la 50 de metri de localitate. Nu există așa ceva nicăieri. O invenție românească de asta populistă ca să mai câștigăm niște electorat. Ei încearcă să distragă atenția de la scandalurile din PSD de corupție cu cazul Crevedia, unde cei mai mari sponsori ai PSD-ului, cu Vasluiu, cu baronii locali. Și ăsta a avut un consilier foarte deștept care a zis, bă, băgați jocurile de noroc, e un subiect foarte sensibil și atunci toată sunteți la a patra televiziune la care sunt. Deci toate televiziunile au uitat de Crevedia, au uitat de 2 mai, au uitat de Vaslui și toate televiziunile, dar toate programele de știri dau despre Ciolacu și despre Constantinescu și despre jocuri de noroc. Deci le-a ieșit planul. Nici o companie nu mai poate activa în domeniul jocurilor de noroc dacă nu are sediul fiscal în România. Această propunere cum este percepută? Nu e mare... Nu o să fie mare schimbare, mare diferență sau pentru că companiile care operează land-based oricum erau obligate să aibă sediul România, SRL românesc, iar celelalte de online, din cauza că sunt companii multinaționale care au în 7-8 țări activități și au 7-8 licențe, au un singur sediu în Malta. Oricum ele aveau reprezentat fiscal aici, că sunt obligați de lege să aibă reprezentat fiscal și sunt obligați de lege să aibă reprezentant juridic. În momentul când s-a dat legislația, s-a ținut cont de normele europene care dau libertatea liberei circulații, să zic așa. Adică este o normă europeană asta în care spune că firma poate să fie într-una din țările europene, nu în, cum a zis domnul Ciolacu, în Transnistria sau în Ucraina sau ceva. Toate firmele care au sediu în afară au sediu în Malta sau în Gibraltar sau în țări europene. Dar ele au reprezentant fiscal aici, aș plătesc taxele și impozitele în România. Domnule Constantinescu, spunea și dumneavoastră că jocurile de noroc sunt nocive. Prin urmare, este ceva ce vă deranjează la propunerile făcute de premierul României, Marcel Ciolacu? Deci eu de 2 ani de zile am spus că legislația este depășită, că joacă minori la aparate și că trebuie guvernul să ia măsuri urgente, dar măsuri corecte și concrete, nu aberații ce au făcut ei. Legea asta e făcută de o tântică de la ODJN-ul pe genunchi, a demonstrat, este o publicație de specialitate, se numește, găsiți și noastră acolo articolul Play Responsibility, unde spune clar că când s-a uitat pe draft, a uitat să șteargă cine a editat draftul respectiv și este o tântică de la ODJN-ul care habar n-are de jocuri de noroc. Ei nu au specialiști, nu ne-au consultat pe noi care ne pricepem. Eu sunt doctor în jocuri de noroc, am 30 de ani de activitate, mă solicită țări străine, Ungaria, Serbia, Republica Moldova, aici nu am loc de neveste și de amante, n-am pe cine să consult și nu mă întreabă nimeni de sănătate. Mă cheamă el în congresul cazinorii la Las Vegas să le țin conferințe și în România nu am acces pentru că e mafia politică prea mare. Așadar, nu sunt bune aceste propuneri. Nu vedeți coic buni mutarea de jocuri de noroc. Nu o să aducă nicio îmbunătățire, pentru că acum sunt sute de site-uri online la negru care nu au licență pe teritoriul țării și joacă copii de pe telefoanele mobile. Adică în momentul când tu scoți jocurile, să zic, sau le desfințezi, ei vor juca în continuare pe telefoanele mobile. Eu, făcând consultanță la Loteria din Republica Moldova, cu un an de zile s-au gândit parlamentare moldoveni să interzică orice fel de reclamă la jocuri de noroc. În momentul când au interzis reclame la jocuri de noroc, în 2 luni au explodat pe piață firmele rusești, care sunt și în ziua de azi, când vorbim aici la televizor, sunt 20 ceva de firme rusești care operează la negru și toți copiii joacă de pe telefoane, pe cănele, la firmele rusești, fără ca statul din Republica Moldova să mai încaseze vreun ban. Deci nu este o soluție asta. Sunt soluții date de oameni incompetenți, incapabili, puși politici, care habar n-au de cum se mișcă economia de piață. Bun, în contextul afirmațiilor făcute de premierul Marcel Ciolacu, referitoare la aceste amenințări primite, încercați să luați vreo măsură?
Deocamdată a spus doar Sorin și nu a spus Sorin Constantinescu. În momentul când o să spună numele complet, o să-mi sun avocații și îl dau în judecată pentru calomnie și pentru denigrarea imaginii. Pentru că eu de ani de zile mă chinui să fac educație în România, ceea ce guvernul a uitat să facă, a neglijat, a abandonat tinerii. Eu asta fac, pe banii mei și pe timpul meu, merg prin facultăți, merg, găsiți o grămadă de filmulețe pe YouTube sau pe TikTok în care eu educ tinerii din toate punctele de vedere, din punct de vedere al educației financiare, adicției de droguri, de jocuri de noroc. Eu asta fac educație. Ce ar trebui să facă domnul Ciolacu, să facă educație, domnul Ciolacu face alte lucruri decât educație. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe.